Arte vizuale și abilități practice. Autor, Florentina Vărtosu Toma, expert RED, educație tehnologică. Moș Crăciun, clasa a treia. Cine este oare cel mai îndrăgit personaj al copilăriei? Ați ghicit. Este el, chiar Moș Crăciun. Această resursă vizează competența specifică 2-3 din programa școlară, valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice. Iată care sunt materialele necesare. Foarfecă, lipit, solid, creion, hârtie colorată de culoare alb, roz și roșu. Tehnica de lucru se numește colaj cu hârtie. Etapele de lucru sunt următoarele. 1. Trasarea după șablon sau imprimarea tuturor pieselor componente pe hârtia de lucru. 2. Decuparea după contur a tuturor pieselor componente cu ajutorul foarfecii. 3. Asamblarea tuturor pieselor componente. Și 4. Expunerea. 1. Desenați fesul cu ajutorul creionului pe o hârtie roșie ca în imaginea de mai jos. Apoi decupați cu ajutorul foarfecii pe contur, astfel încât să obțineți piesa ca în imaginea aceasta. Desenați cu ajutorul creionului pe o hârtie albă, barba, mustața, ochii și ciucurașul, ca în imaginea de mai jos. Apoi decupați-le după contur cu ajutorul foarfecii. Pe o colă de hârtie roz, desenați cu creionul o formă ovală, apoi decupați-o cu foarfeca pentru a obține o piesă asemănătoare cu cea din această imagine. În etapa de pliere, formați o mică coloană împletită dintr-o fâșie de hârtie, urmând pașii 1, 2, 3, 4, 5 și 6 din această imagine. Această mică coloană, obținută la pasul 7, ne va ajuta în etapa următoare, de asamblare. Acestea sunt toate piesele componente necesare asamblării. Etapa de asamblare presupune lipirea cronologică a tuturor pieselor confecționate până acum, conform imaginilor 1, 2, 3 și 4. Lipim la un capăt al fesului ciucurașul rotund, iar la celălalt capăt lipim barba, ca în această imagine. Poziționăm și lipim fața roz peste barba albă și apoi lipim coloana împletită sub față, în centru. Lipim ochii și mustața, ca în această imagine. Lipim năsucul roz. Și iată-l pe Moș Crăciun! Spor la lucru și îți mulțumesc că m-ai urmărit!